La mijlocul lunii mai 2011, la sediul din Orțișoara al firmei Mevi, au avut loc zilele porților deschise, manifestare desfășurată sub deviza Mai aproape de oameni, mai aproape de natură. Evenimentul a debutat cu prezentarea companiei de către domnul Volker Schröder, administratorul firmei care a expus istoria de peste 15 ani a Mevi în România, precum și a firmei mama Schröder Landmaschinen, companie germană care are o tradiție de peste 200 de ani în tehnica agricolă. Die Firma Schröder ist 200 Jahre alt, hat sich seit Urzeiten damit beschäftigt. Firma Schröder are o vechime de 200 de ani, se preocupă de la bun început de utilaje agricole, respectiv să fie partener în agricultură și al agricultorilor, și de la bun început a încercat să fie aproape de agricultori. Motivația apariției firmei Mevi a fost datorită faptului că în anii de început, 92, 93 și 94, ei au vândut foarte multe combine în România și atunci clientela care a cumpărat acele combine a dorit sau a cerut firmei să înființeze o filială în România pentru a putea asigura necesitățile care le aveau agricultorii care foloseau acele combine legate de service, aprovizionare, piese de schimb și așa mai departe, și consideră că de atunci a început să se facă treabă bună. Grupa Schröder are în momentul actual 500 de angajați, iar 10%, respectiv mai mult de 50, sunt angajați în cadrul firmei din România. Nu a fost un an greu, a fost doi ani grei, tendința a fost de scădere, nu de creștere, s-a văzut și pe cifrele de afaceri din ultimii doi ani, dar datorită faptului că în acea perioadă compania a continuat să angajeze personal, având în perspectivă că agricultura este într-o creștere continuă, nu într-o scădere, suprafețele devin tot mai puține care pot fi cultivate, populația devine tot mai multă, cererea este mai mare și consideră că pe viitor agricultura va avea o creștere continuă. Planurile noastre sunt în a dezvolta puncte de lucru în jurul Bucureștiului actual, de a avea o legătură mai strânsă cu dealerii noștri, cu cei care ne reprezintă în teritoriu și de a întări toate legăturile care le avem cu cei cu care colaborăm. Suntem în discuții cu firme de renume care produc utilaje agricole, dar pentru noi este important ca produsele care le avem acum în portofoliu să le putem asigura un service, respectiv o aprovizionare cu piese de schimb corespunzătoare, astfel încât numele nostru și numele care le reprezentăm noi să fie la înălțime. Domnul Cristian Dănescu, director general Mevi, a prezentat realizările și planurile companiei, iar Monica Roșca, director economic, a evidențiat modul în care compania se implică în viața socială a comunității. Cu acest prilej a fost premiat cumpărătorul tractorului Fendt cu numărul 500, domnul Vasile Busuioc, din Comunul Șumare, județul Timiș. Îi mulțumesc, domnule Busuioc, încă o dată, pentru că este clientul nostru. Și faptul că a primit acest premiu se datorează nu doar întâmplării să fie al 500-lea cumpărător sau cumpărătorul cu numărul 500, și mai ales fidelității dumnealui, care cred că este la al 8-lea, al 9-lea, al 10-lea contract, nu mai știu, și nu-i foarte important acest număr. Fidelitate care cred eu că, în general, caracterizează parteneriatul între Mevi și fermierii din România. Se spune că cel mai bun utilaj este cel care îți asigură serviciul cel mai bun. Într-adevăr, firma a repus la punct un serviciu foarte bun. Am avut toate problemele care am avut, nu au trecut 24 de ore și au fost rezolvate. Are un grup de specialiști foarte buni. Am mai achiziționat și utilaje în valoare de aproximativ 800.000 de euro prin fonduri proprii, fonduri care au fost obținute fie prin leasing, fie direct prin firma domnului Schröder, care printr-un program în rate ne-a ajutat să achiziționăm. Vrem să mai facem și în continuare programe și voi fi fidel tot firmei Mevi, în care am încredere că și într-adevăr se achiziționează cele mai moderne și mai performante utilaje și tractoare. Vă mulțumesc și felicitări. Vielen Dank für das Vertrauen in Mevi. În cele două zile ale evenimentului, Mevi a primit vizita clienților, colaboratorilor, reprezentanților mass media, precum și a mai multor persoane interesate de domeniul agricol și de activitățile conexe acestuia.
Un grup de studenți de la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului din Timișoara a participat la seminarul Sisteme menite să reducă poluarea mediului tehnologia SCR. Prezentare susținută de directorul tehnic al MEVI, domnul Daniel Maier. Ziua porților, sau mai bine zis zile porților deschise, pentru că vor fi două zile de desfășurare a acestui eveniment, s-a dorit o acțiune pentru a apropia cât mai mult cele două, hai să nu zicem tabere, în speță firma MEVI, care e de partea producătorilor și a vânzătorilor de utilaje agricole, și ceilalți care reprezintă fermierii. Asta în ideea în care trebuie să nu neglijăm până la urmă și aspectele umane care trebuie să intervină într-o colaborare mai scurtă, mai nouă, mai veche, mai lungă. În momentul de față, portofoliul de produse al firmei MEVI a ajuns, zicem noi, suficient de dezvoltat ca să cuprindă gama cât se poate de largă de produse pe care, de utilaje, mașini și utilaje pe care sau de care are nevoie agricultura. Pornind de la cele mai mari utilaje, de la tractoare de mică și foarte mare capacitate, până la utilaje de tot felul, de la cel mai sofisticat complex până la cel mai simplu, cu lățimea cea mai mică sau cea mai mare de lucru. Zicem lucrul ăsta, dar se pare totuși că încă se mai pot face ajustări. Asta, dacă vreți, a presupus anul trecut, în 2010, preluarea tot din grupul ACO, a noului brand, a noii mărci pe care o reprezentăm pe români. Noi mărci din punctul nostru de vedere, pe care o reprezentăm, și anume Valtra, care are ca și Fendul tractoare fiabile, tractoare de nădejde și de puteri, de la cel mai mic până la cel mai mare. Ținând cont de faptul că au trecut câteva luni bune, aș vrea ca până la sfârșitul anului să se mențină același ritm de vânzare, pentru că o pot spune liniștit că în 2011, în aceeași perioadă anului 2011, prin comparație cu anul 2010, practic numărul de contracte s-a dublat. Fermierii în momentul de față găsesc soluții și noi avem destule soluții și în ceea ce privește modalitatea de achiziție și în ceea ce privește pe cei care pot pune în practică o finanțare. Asta e un atu, dacă vreți, al nostru și un argument important pentru a chema fermierii către noi. Atracția zilei de vineri a fost prezentarea unui sistem de ghidare a tractoarelor prin GPS montat pe un Fendt 936, moment transformat ad hoc de angajați ai MEVI într-un mic spectacol aplaudat de toți cei prezenți. În cea de-a doua zi a evenimentului, copiii de la școala din Orțișoara au pregătit un mic spectacol, după care au participat la un concurs de desen, cei mai buni fiind premiați. De asemenea, au avut posibilitatea să se plimbe cu tractorașe în cadrul MEVI Mini Drive Test. Pe parcursul evenimentului, toți cei interesați au putut afla de la reprezentanții Deutsche Leasing România IFN modalitățile de accesare a fondurilor pentru achiziționarea unui utilaj agricol, iar la standurile special amenajate, reprezentanții MEVI au prezentat celor interesați caracteristicile, performanțele și beneficiile tractoarelor Fendt și Valtra și ale utilajelor agricole comercializate de MEVI.